poate mai departe și zicem să stau, asta mă gândeam, să stau unde eu și tu să-ți faci strategia de lucru, că îți pierd eu tabla. Da. Așa. Deci, să zicem așa, mulțimea mare egal, nu A, a fost A, B, egal cu toți acei X, natural, cu proprietatea, că 7X plus, să zicem, 14, nu, plus 13, totul supra X plus 1 să fie număr natural. Păi, luăm deoparte pe 7 ori X plus 13 supra X plus 1, care aparține numerelor naturale. Da. Nu mai putem scrie ca pe 13 trebuie să îl descompunem în 7 plus 7 plus 7. Așa. Adică 7 ori pe luăm de parte. 7 ori x plus 7 în paranteză plus 6 totul supra x plus 1. Așa. Acum scoatem un factor comun pe 7. Adică 7 ori x 7 pe rând x plus 1 în paranteză plus 7 supra x plus 1. Acum trebuie să simplificăm pe x plus 1, doar că e 7. Nu-i nimic? Atunci distribui numitorul. Da. Adică prima parte supra x plus 1 și plus 6 supra x plus 1. Da. Rupi în două bucăți, că altfel n-ai voie să simplifici. Adică 6 dacă și numai dacă ai zis tu 7x plus 7 plus se divide, da, se divide la x plus 1, x da? Plus 1. Echivalent, cu a spune că pe 13 l-am descompus. 7x plus 7, 7 plus 6 s, totul supra x plus 1. X plus 1. Atunci 7. Egal mai departe, nu? Egal mai departe, scoatem un factor comun pe 7. Așa. 7, 7 pe lângă x plus 1. 1 plus 6. Supra x plus 1. Da. Și e mai departe și distribuim, aici trebuie să mai insiste un pic. Da, aici am încă. Nu ți-e clar aici, da? Așa, păi trebuie să spui, nu mi-e clar de unde vine chestia asta. Uite așa, am să luăm un pic la fracții, că eu mi-am dat seama că n-am făcut lucrul ăsta și de aceea am forțat nota acolo, da? Adică am forțat nota peste nivelul tău de înțelegere. Uite, hai să vedem, cum se adună 1 pe 2 plus 1 pe 2? Două fracții. 1 pe 2 plus 1 pe 2. Pe egal cu 2 pe 2. Adică, fiind același lucru, punem numitorul comun și sus vine 1 plus 1. Da, adică 2 pe 2, care face 1. Nu? Fracție echiunitară se cheamă asta. Cum se adună 1 pe 4 plus 2 pe 4 plus 2 pe 4? Păi, facem 1 plus 2, adică numitorul e același, îl pun să am. Și doar adunăm numărătorii. Da. 1 și cu 2 fac 3. 1 plus 2 și egal cu 3 pe 4. Cât este 5 supra 8 plus plus să spunem 1 pe 8? 6 pe 8. Face 6 pe 8 și asta nu e reductibil. Nu este ireductibil, se mai poate simplifica. Da, se mai poate. Printr-un 2, nu? Da, 2.
Și egal mai departe cu 3 pe 3 pe 8. 8. Nu, pardon, 3 pe nu. Prostia asta. 3 pe 6. 3 pe 4. Okay. Împărțim prin 2, 2 și pe 6 și pe 8. Da, așa. Face 3 supra 4. Bun. Cât face, crezi tu, 5 pe 8 plus 1 pe 4? Păi. Asta nu mai poate fi adunată, că nu au aceeași numitoare. Și ce facem? O aducem pe asta, amplificăm acum cu 2 și sus și jos. Da. Da? Duci, duci într-o fracție echivalentă. Da? Și vine egal cu 5 pe 8 care o lăsăm. Da, 5 pe 8 plus 2 ori 1, 2. Da. 2 ori 4, 8. 8. Și acum putem să le adunăm. Asta. 7 pe 8. 7 pe 8. Ei, eu am făcut invers. Eu am fracția asta. Eu am așa. 7 plus 5, totul pe 8. 7 plus 5, totul pe 8. Se scrie ca 7 pe 8, nu 7 plus, 2 plus 5. Că 2 cu 5 face 7, da? Deci 2 plus 5 supra 8 face 2 pe 8 plus, uite, face 2 pe 8 plus 5 pe 8. Deci când am o adunare și au un numitor comun, provine de unde suma asta? De la două fracții, de la 5 pe 8 și 2 pe 8. Mai clar, mai mult, insist, de unde provine 13 plus 2 supra 25? De la ce două fracții pune? 13 plus 2 supra 25. Păi provine de la 13 supra 25, da, plus 2 supra 25. Exact! De unde provine fracția următoare? X plus 7 supra 5. Da? X pe 5, 5 plus X pe 5 plus 7 pe 5. De unde provine fracția următoare? X 7 pe lângă X plus 1 7 pe lângă X plus 1 plus 6 supra X plus 1. Păi devine 7 pe lângă X plus 1, că ăsta e primul, supra X plus 1. Foarte bine. Da. Plus 6 pe X plus 1. Asta e șmechere. Da? Deci de aici provine plus 6 supra X plus 1. Am înțeles acum. Da? Mă bucur. Ce mă bucur de tare când spui, am înțeles. Știi ce? Eu trebuie, asta e rolul meu, Ștefania. Ori de câte ori să-mi de vorbă, trebuie să ai putere, spui, n-am înțeles acolo, nu mi-e clar. Da. Să știi că nu ne-am născut învățați. Da. Învățăm în fiecare clipă. Eu la rândul m-am învățat când am fost, nu? Mic așa. Așa, dar și tu aici. Nu mi-e clar aici ce să fac mai departe. E spus foarte cinstit. Nu mi-e clar aici. Eu fac asta, fac mecanic. Dar acum cât de frumos, nu? Deci, de unde provine? De la cele două fracții. Și acum este perfect. Așa, dar și noi aici continuăm. Egal mai departe cu cine? Cu 7. Pe lângă? Pe lângă X plus 1 supra X plus 1 plus 6 pe X plus 1. Acum se asta simplifică. Așa. Și o să fie 7 plus 6 pe X plus 1. Și exact. Pe 6 pe X plus 1. Adică asta de la început. În ce scriem așa? 7X plus 13 supra X plus 1. Este egală cu 7. Mai poate fi scrisă în varianta care am ucină 7 plus linii de fracții. 6 supra X plus 1, ai zis, nu? Da. Așa. Și acum, asta e număr natural, dacă asta e număr natural. Da. Fracția asta s-a redus la asta. Scrim așa. 7X plus 13 supra X plus 1 este număr natural, adică aparține lui gen, dacă și numai dacă, cea care s-a încorporat în ea, adică 6 supra X plus 1 este număr natural. Dacă 6 supra X plus 1 este
număr natural. Adică 6 se divide la exact. X plus 1. Adică 6 se divide la X plus 1, și adică divizor. X plus 1. X plus 1 trebuie să fie egal cu divizorul lui 6. Divizorul lui 6, care sunt? 1, 6, 2, 3... Și atât. Da. 1, 6, 2 și 3. Și începem. X plus 1 egal cu 1. Deci începe x plus 1 egal cu 1, x plus 1 egal cu 1, rezultă... Și acum, x egal cu 2. Atenție! 0. 0, așa, atenție multe! Păi, atent, vreau să interpretez bine. Zice așa, cine și cu 1 se facă 1? Numai 0. Da. Altfel, x-ul egal cu 1 minus 1. Da. Da? În adunare. Dacă e scădere, x-ul egal cu 1 plus 1. Da. Că la scădere știi bine 7 minus 2 egal cu 5, nu? Da. Adică 7-le ăsta este egal cu 5 plus 2. Da? Da? Bun. Acum. Nu trebuie. Deci, atenție multă. Suntem cei mai buni prieteni și vreau să ai curajul, puterea să-mi spui aici nu punem note. Nici nu ne certăm. Nu. Este cea mai frumoasă perioadă din viața ta de elev. Da? Când suntem deconectați și discutăm cât se poate frumos. Așa, aici x egal cu 0. Da? Adică este a fost cât acolo x plus 1 să fie egal cu 1. Și x egal cu 0. X egal cu 0 este cea care îți trebuie ție. Da, acum. X plus 1. Egal cu 6. 6, corect. Rezultă? Acum, x egal cu 5. Corect. Și a este voi. Număr natural. Da, îți place și ăsta. Acum, x plus 1 egal cu 2. Da. Adică x egal cu 1. Corect. Și aparține numerele naturale. Și x plus 1 egal cu 3. X plus 1 egal cu 3. Și x egal cu 2. 2. Care aparține. Adică toate. Toate-s bune. Da. Deci mulțimea informată din ce elemente? 0, 5, 1 și 2. 0, 5, 1 și 2. Super. Numai astea-s bune. Dar numai astea. Da. Că orice alt x-e înlocui, nu se mai întâmplă să fie treaba bună. Da? Foarte. Mai ne uităm o dată. Ai dus-o foarte bine. Foarte bine ai dus-o ghișiciu. Aici a fost singurul moment că vinovat sunt eu. Că nu te lămurisem cu chestia asta. Că, da? Fățam în mâna acolo și nu s-a înțeles de ce. Mai filmează o dată, filmează lecția. Adică uiți așa șmecherea a fost bun, 7, pe 13 am zis 7 plus 6 ca scot pe 7 în factor. Da? Și am mutat problema la 6 supra x plus 1. Deci a rezolvat problema, înseamnă 6 supra x plus 1, care știu să o fac. De astea știu. Deci asta este momentul fericit al exercițiului, că reușim să mutăm problema într-una deja cunoscută. Da? Acum îți dau una și tu conduci, vorbești, te dezvoltă, că ștergi o tablă. Vreau să șterg să fie cea mai frumoasă tablă, adică pe tot timpul. Da. Da? Tu având posibilitatea în timpul ăsta să faci exercițiul că se poate din bine. Ia să vedem cum gândesc eu aici, acum mai acum. Așa, să șterg aici, să pună ieșițul foarte tare. Foarte frumos. Vezi, acum o să-ți placă. Deci, C egal cu mulțimea tuturor acelor și X naturale, cu proprietatea că 6X plus 23 supra 2X plus 1 să fie număr natural. Păi, 6 ori x plus 23 supra 2 ori x plus 1 aparține numerelor naturale dacă și numai dacă 6 ori x plus 23 se divide la 2 ori x plus 1. Și acum, pe 23, îl mai putem scrie ca
6 plus, na, șaptesprezece. Așa. 6 și cu 17. Da. Adică 6 ori x plus 6 în paranteză plus 17 supra 2 ori x plus 1. Da. Egal cu. Scoatem un factor comun pe 6, adică 6 pe lângă x plus 1 plus 17 supra 2 ori x plus 1. Acum, ca să le simplificăm, îl mai putem scrie ca 6 ori x plus 1. În paranteză, nu? Da, x plus 1, da. În paranteză, supra 2 ori x plus 1 plus 17 supra 2 ori x plus 1. Mă aștept și pe mine să merg și eu până, da? Eu n-am scris deloc și am rămas în urmă. Deci, cum a venit, te rog să-mi dictezi. 6x. 6x plus 2. Deci dacă și numai dacă. Da, dacă și numai dacă. 6 ori x plus 23 se divide. Deci să pun și eu așa, ca aici îl vezi. 6 ori x plus 2. Hai să scriu așa cum ai scris tu. 6x plus 23 se divide supra 2x plus 1. Da. Adică se iau condiția. De, da. E număr natural. Dacă și numai dacă 6 ori x plus 23 se divide la 2 ori x plus 1. 2x plus 1. Și acum pe 23 să vedem cum îl putem descompune ca 6 plus ceva. Așa. Deci, practic, asta că mă divide, cam scriu în plus. Hai să muncim așa. Dacă și numai dacă, dacă și numai dacă, luăm condiția asta, egal mai departe. Că nu am ajuns să fie constantă, că pierde niște timp, se divide, nu știu ce, pierde niște timp. Dacă și numai dacă. 6. 6 ori x plus 6. Da. Plus 17. Bun. Supra 2 ori x plus 1. Da. Egal cu 6 ori x plus 1 plus 7. X plus 1 paranteză, da? Da. 6, spune și ce-i făcut. Ai dat pe 6 factor comun. 6 factor comun. Plus 17. Da, așa. Supra 2 ori x plus 1. Așa. Acum l-am scris pe 6 ori x. Ai distribuit numitorul, da, la cele două fracții de unde, da, vine, da? Deci egal mai departe cu 6 ori x plus 1 supra 2 ori 6 pe lângă x plus 1. Da, așa, x plus 1 supra 2 ori x plus 1 plus 17 supra 2 ori x plus 1. Acum... Acum trebuie să... Oh. Dacă era x plus 1... Asta e... Aici trebuia să fie nu x plus 1, trebuie 2x plus 1 să fie sus. Că dacă e 2x plus 1, simplific aici, n-am ce-i face. Da. Uf, 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 uf. Da, mă refer dacă era jos x plus 1 în paranteză, se putea. A, dacă ar fi fost x plus 1 în paranteză, da, 2 plus 6, simplificam și nu știu ce. Dar nu e 2x plus 1, nu e 2 pe lângă x plus 1. Autorul ăsta, când o compuse ghișițul, da, nu a putut să facă. Da, autorul ăsta, ursul. Nu a putut să facă un ghișițul mai simplu. Ah, ce tâmpenie acum. Hai, faceți el, dacă nu am rămas compus. Dar, bă, am compus odată un ghișițul pe gazetă și nici acum nu știu să mai fac. Serios? Da. Deci, prin anii 80, așa, este și acum gazeta matematică, da. Am compus un exercițiu acolo, vreo trei chestiuni, au fost acceptate din poziție de profesor, așa, și am pierdut rezolvarea. Și după ce, când a apărut subiectul acela, așa, și am vrut să-l fac, nu l-am mai putut fac. Nici în ziua de azi nu mai știu să-l fac. Dacă găsesc gazeta, ți-l aduc să vezi. Să
Dar nu, e la un nivel, clasa 10, niște chestiuni clipărate. Așa că, aici ce mă fac acum, că voi fi dat la întâmplare numerele astea. O fi vreo chestie, o fi gândită ceva când am compus exercițiul? Nu, cred că la n-am gândit. Asta... Am zis la întâmplare. Da. Băi, asta e tot, mi-am. Totuși, 6 ăsta face 2 ori 3. Da. Și dacă... A, și după... Ar fi 3... Pe lângă... 3 pe lângă 2x... 2 ori x plus 1. Și a, dar atunci îmi trebuie 3. Nu îmi trebuie 6. Deci, în loc de 23, cât îmi trebuie? Un 3 și 20. Da. 3 îmi trebuie. Asta era... Asta e șmecheria. Adică punem în loc de 6, 3 asta și... Asta pune 3 și aici în loc de 7, 20. Peste tot... Așa, modificăm așa. Aici e 6x, nu 6, nu poți să scoți pe 6. Pe 3. 3 pe lângă cine? X plus... Pe lângă? X, 2 ori x. Așa, 2 ori x plus 1. Plus 20. Plus 20, da. Și după e... Și acum distribuim aici frumos și vine 3 pe lângă... 3 pe lângă... 2x plus 1 plus... Plus 20. Ai, așa, așa. Acum se simplifică. Acum se simplifică. Hai că aici a fost... Să ce se întâmple? Să nu uite prietenii noștri să dea de like și un share, că este teribil găsiți-o. Deci nu ne luăm mecanic 6, 6, rupem 2, 3. Ci după nevoi, iată 2x ăsta, 6x sus, 3-ul trebuia să scoți în factor comun. 3 pe lângă. Foarte tare, găsiți-o. Foarte și tare. Acum, pe zicem, 6 ori... E egal mai departe, hai să mergem mai departe. Egal cu 3 plus... 3 plus 20 supra... Supra 2 ori x. X plus 1. Și acum ne întoarcem. Fosta fracție, 6x... 6 ori x plus 23 supra 2 ori x plus 1 este scris altfel ca 3 plus 20 pe 2 ori x plus 1. Așa. Și spunem, ia, acum scrim 6x plus ori x plus 23 supra 2 ori x plus 1 este număr. Fie număr natural. Este dacă și numai dacă. Dacă cea care intră în componență 20 pe 2 ori x plus 1 este număr natural. Corect. Și acum pe 20 supra 2 ori x plus 1 mai putem scrie ca 20 care se divide la 2. Deci echivalent. Echivalent cu 20 care se divide la 2 ori x plus 1. Asta înseamnă că 2x plus 1 o să se... să fie un număr divizor al lui 20. Da. Printre elementele, printre divizorii 20. Este de 20, care 20 înseamnă? 20. Da. 10. Da. 2. Da. Și 4. 5. Foarte bine, foarte bine. Și atât. Și atât. Și atât. Hai să facem toate variantele. Și începem. Acum, 2 ori x plus 1 egal cu 1. Așa. Acum, 2 ori x egal cu 2. Atenție! Zero. Atenție! 2x egal cu 0, adică x... Adică x egal cu 2... Nu? Cu 0 împărțit la 2. 0 împărțit la 2. Face 0. 2 ori se facă 0. 2 ori 0. Deci x egal cu 0. Mai fel, în timpul. Altceva. 2x ia la altă variantă. 2x x plus 1 egal cu... egal cu 20. Da. Atunci, 2 ori x egal cu 19. Care nu este număr. De aici rezultă că x... x egal cu... Da, 19 împărțit la 2. Care nu mai este exact, nu mai este număr natural rezultat. Da. Acum, 2 ori x plus 1 egal cu 10. 2 ori x egal cu 9. X egal cu 9 împărțit la 2. X egal cu 3. Nu, nu împărțit la 2? Nu. Nu se poate. Nu se poate. Să-mi scrisi, vin să-ți atenți. Așa.
Așa. 2 ori x plus 1 egal cu 2. Așa. 2 ori x egal cu 1. Adică? X egal cu 1 împărțit la 2. Adică nu este numărul acolo. Acum, 2 ori x plus 1 egal cu 4. 2 ori x egal cu 3. X egal cu 3 împărțit la 2, care nu se poate. Da, păi la 2 ori x plus 1 egal cu 5, 2 ori x egal cu 4, x egal cu 2. X egal cu 2, subliniem. Bun. Avem doar x egal cu 0 și x egal. Deci mulțimea asta e informată doar din elementele 0 și 2. 0 și 2. Hai că mai uită-te odată, că nu se poate, ce tare a fost de greșit. A fost mai tare pentru că era 2 ori x. Așa. Deci a fost mai tare, sigur că da. Și trebuia să fii foarte atentă să nu 20 și de nu 6, nu-ți face serviciu 6, că scoți pe 6 factor comun, rămâne x plus 1 și nu-ți poate simplifica. 3 era deștept. 3, că zice așa. 2 ori cât se fac pe 6? Ori 3. Îl descompui pe 6, ai că e șmecheria așa. 2 ori 3. Și atunci tu visezi la 3 să-l scoți în factor comun și ai nevoie de un 3. Da. Da? Și atunci ai făcut treaba cât se poate de deșteaptă. Foarte tare ghișiciu. Că de acolo mergi, după șablonul acela, ideea merge frumos. Dar tu secretul ai să prinzi în cum îl rupe 23 ca să-ți facă serviciu bun și să fie simplificabilă. Da, nu știu, sunt două, cele două lucruri importante, da? Să-l, tu visezi la șuncă și la ouă. Știi povestea? Da. Da? Așa și aici, visăm la momentul când putem face simplificarea. Da. Asta e toată chestia. Da, dragilor, nu uitați de like și share, pentru că ieșirea a fost foarte, foarte important, foarte tare. Acum dacă mai compun, nu-și mai tare. Dar nu vreți să faceți bună voastră. Nu știu. Dar dacă se nimerește mai ușor, cu atât mai bine. Dacă e și mai frumos, mai interesant, cu atât mai bine. Învățăm de la unde ieșiți la altul. Vezi? Așa trebuie să facă toți colegii mei. Că dacă la clasă profesor ar prezenta în varianta asta, n-ați mai fi stresați. Că de la, să crească ieșiți la un etapă la alta, ușor, ușor. Nu așa vii, dacă vii cu dată cu ieșitul dur, își pierde, nu mai trebuie nimic. Și zic, băi, matematică, mă mai duc acolo, dar nu mă lași în pace, nu trebuie matematică. Ce mai chinui, profesor? Iată, să zicem așa. A mare egal cu mulțimea tuturor acelor aici naturale. Pentru care să spunem, pentru care 8x plus 27 supra 2x plus 3 să fie număr natural. Trebuie să fim atenți că avem 2 ori x plus 3. Asta e, asta trebuie să adică pe 8, când descompunem ca 2 plus... Nu, 2 ori. Da, 2 ori... 4. 4, da. 2. Acolo trebuie să lucrezi. Acum. Luăm fracția, luăm și o lucră. 8. 8x plus 27 supra 2 ori x plus 3 egal cu 4 ori 2 ori x plus 27 supra 2 ori x plus 3 egal cu. Acum deci, să scriu și eu, 4x plus 27, 8x,
2 ori 4. Da, da, așa, 2 ori 4 ori x. Plus 2x plus 3. A, da, și mai bine 4 ori 2. Ai gabă 4 ori 2. Păi da, 4 ori 2 am. Așa, tu ai scris bine, dar eu am scris prost. Așa, și pe 27 îl mai putem scrie ca 3 ori 9, ca să fie 2 ori x plus 3, să simplificăm. Pe 27 scrim ca 3 ori? 9. Adică 4 ori 2 ori x plus 3 ori 9 supra 2 ori x plus 3. Acum simplificăm. Nu, nu se poate, că e adunare. Deci trebuie să scoți, visez, să scoți în factor comun pe 4. Da. Și pui în paranteză să fie 2x plus 3. Da, asta nu ți face, că te-ai dus, lăsăm 27. N-am fost, nu era greșit, dar nu în, în ideea să simplifici acolo. Nu se poate așa, da? Da. Deci, visăm. Ce bine ar fi ca să am așa 4 pe lângă 2x plus 3 supra 2x plus 3. Da, vine, mă, dar nu așa desfii visul? Ba, da, da. Ca să poți simplifica? Adică 4 ori 3, cât face 4 ori 3? 12. Deci să fie, de unde să vină ca să scot factor comun? Să fie așa, 4 ori 2x plus 12. Că atunci pot să scot în factor pe 4. Păi pe 27... Îl putem scrie ca 27 minus 12, adică... 12 și 15. 12 și 15, da. Corect! Asta e tare! Da. Vezi, acum s-am... A devenit un pic mai dificil, hai să recunoaștem. Da. Da? Că trebuie să ai și 4 ori 3 ăsta. Aia e și chestia. 4 ori 3, 12. Da? Da. Deci din nevoia asta faci. Și egal mai departe, hai să lucrăm. Bine, 4 ori... 4 ori 2x plus 12 plus 15 supra 2 ori x plus 3. Da. Și egal mai departe. Egal mai departe cu 4 pe lângă 2 ori x plus pe 12. Am scos pe 4 un factor, da. Și rămas 3. Da. Și plus 15. Totul supra. 2 ori x plus 3. Și egal cu? 4 ori 2 ori x plus 3 supra 2 ori x plus 3 plus 15 supra 2 ori x plus 3. Și va mai departe cum simplificăm pe 2 ori x plus 3. Și să rămână doar 4 plus 15 supra 2 ori x plus 3. Acum zicem, fracția de la început, să zicem, 8x, acel cum a fost dată de autor. 8x plus 27 supra 2 ori x plus 3 este scrisă ca 4 plus 15 supra 2 ori x plus 3. Și acum, dacă fracția... Asta aparține lui Ian, zicem, dacă 8x ori x plus 27 supra 2 ori x plus 3 aparține numerelor naturale, atunci... Dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, 15 supra 2 ori x plus 3 aparține numerelor naturale. Și acum, 15... Cât se întâmplă asta? Când 15 se divide la... Corect. 2 ori x plus 3. Adică echivalent? Echivalent cu... Acum... Cu 2x plus 3. 2x plus 3 aparține numerelor... Divizorilor lui 15. Care sunt? Divizorii lui 15 sunt 1, 15, 3 și 5. Și atât. Și începe pe rând. Acum, 2 ori x plus 3 egal cu 1. 2 ori x egal cu
2 x egal cu? 2. Da. Acum, vedeți că am zis corect? Ai zis 2 x egal cu? 2. Ai greșit. Alo? Alo, da. Alo, da. Bună seara. Da, eu sunt, da. Ia să văd. Spuneți, vă rog, suplimentul asta de Bimos, inovator, De unde mă sunați? De unde mă sunați? La Ungheni. Păi, ce să vă spun? Cel mai bun supliment, cel mai bun cu putință, este mierea. Nu? Da? Mierea. Mierea cristalizată, dacă aveți, ați făcut cea mai bună treabă. Iar restul ce înseamnă înlocuitori, îndulcitori, deci acestea nu au o calitate extraordinară. Da, 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 știu asta. Dar acum, fiindcă s-a încălzit polenul, proteina și o găsește din câmp prin polen. Nu mai e nevoie. Merge numai prin dulcitori. Că punem de celălalt și aceia nu sunt grozavi. Dar, na, oamenii în lipsă de, bagă și dulcitori sau tot ce se poate să suplinească hrana, să poată furaja în perioada asta, albina. Așa, sunt niște vitamine acolo. Ce să vă spun? Vă spun doar așa că eu acum sunt într-o lecție de matematică, dacă aveți nepoți, în sfârșit, la Prof Online TV mă puteți vedea, dar acum nu mai pot continua că sunt în lecția, sunt chiar în direct la Prof Online TV. Bine? Vă rog, vă rog. Dimineața la ora 9. Nu se poate că acum sunt în lecții, v-am spus. Eee, se poate să dau drumul la... Nu știu că s-a încuiat. Da, 2 x egal cu 4. Dar fac cel mai frumos egheșiță care am făcut vreodată în viața. Trebuie să participi și tu, să vezi ce interesant este. Deci, întrebarea este așa. Ce X să pun aici, încât după înlocuire să fie număr natural? Să vezi minune ce am putut să facem. L-am scris pe 8 ca 4 ori 2. Pe 27 l-am rupt în 12 și 15. Ca să putem scoate de 12 factor comun pe 4. Da. În final, am distribuit numitorul din două fracții, s-a simplificat în 2x plus 3 și ne-a rămas 15 supra 2x plus 3. Și iată că fracția asta, 8x plus 27 supra 2x plus 3, este scrisă ca fiind 4 plus 15 supra 2x plus 3. Și fracția asta devine natural dacă asta devine număr natural, adică sunt parte exact. 15 sunt parte exact, uite, spune, e număr natural. Dacă 15 supra 2x plus 3 e număr natural, adică 15 se sunt parte exact la 2x plus 3. Adică 2x plus 3 să fie divizorul 15. Adică cine să fie divizorul 15? 1, 15, 3 și 5. Adică, acum o luăm pe rând și analizăm toate situațiile acestea și am 2x plus 3 egal odată cu 2x plus 3 egal cu 1? Nu. Că 1 minus 3. Da, așa mă da? Referam. 1 minus 3, adică 2x egal cu minus 1 minus 3 nu se poate face în limbajul vostru, dar este minus 2, că noi am mai făcut asta și ori de câte ori ne întâlnim
Cu necazul ăsta spune cât face. Altă variantă. 2 plus 3. Cu 15 acolo. Și de unde rezultă că 2 este egal cu cine? Egal cu 15. Și minus 3. Adică 12. Așa. X egal cu 12 împărțit la 2. Da. Și X egal cu 6. Egal cu 6. E, și 6 îmi place. Da. X-ul ăsta e număr natural. Așa. 2 ori X plus 3 egal cu 3. 2 ori X egal cu 6, 1, 0. Pardon, cu 0. Așa. Și X egal cu 2 cu 0 împărțit la 2. 0, da? Care e număr natural. Natural. Acum, 2X plus 3 egal cu 5. Așa. 2 ori X egal cu 8. Nu, cu adică 2. Cu 2, da. Așa. X egal cu 2 împărțit la 2. X egal cu 0. Adică 2 împărțit cu 1. 1. Da? 2 împărțit la 2 face 1. Alta. 2X plus 3 egal cu... Atât. Nu mai avem niciunul, nu? Care sunt... Care-i mulțimea X-ilor pe care dacă îi înlocuim, fracția asta devine număr natural? Deci mulțimea X-ilor pe care îi înlocuim e următoarea, formată din elementele 6, da, 6, 0 și 1. Deci mulțimea e formată din elementele 6, 0 și 1. Foarte tare, ghișuțu, foarte tare. Când avem o constantă aici, un număr, știm ce să facem. Luăm divizorii, ca să fie fracția număr natural, sunt foarte exact. Dar iată, aici e momentul foarte puternic al ghișițului. Că avem și sus necunoscută și jos necunoscută. Și urmează cine sunt X și ăștia, dacă îi locuim și la numărător și la numitor, fracția să fie număr natural. Să ne convine că am făcut o treabă bună. Am zis că e mulțimea formată de ce elemente am zis? 6, zis, da? 0 și 1. Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Pentru X egal cu 6, ce devine fracția? Pentru X egal cu 6, fracția devine 8 ori 6 plus 27 supra 2 ori 6 plus 3 face cât? 6 ori 8 48 supra 12 și cu 3, 15. 15, da. Face 48 și 27, face 75, nu? Da, 75 pe 15. Sunt foarte exact, face 5. Da. Foarte tare. Deci mi-a dat număr natural pentru X-ul ăsta. Vedem pe X-ul următor, X egal cu 0. Am 8 ori 0 plus 27 supra 2 ori 0 plus... Așa. Și egal cu 0. 0. Deci, adică 27 supra 3 și egal cu 9. Da. Foarte bine. Și de data asta. Și pentru acum, x egal cu 1. O să fie 8 ori 1 plus 27 supra 2 ori 1 plus 3. Care face? 8 plus 27 supra... Cât face 8 cu 27? 35. Și 3 plus 3, 7. Nu 3, 2 și cu 3, 5. 5. Care face 35 plus la 5, face 7. În concluzie, cei ce am găsit sunt doar acești X deștepți. Dacă aș înlocui un alt X, asta nu mai devine nu mai devine număr natural, ci devine fracție. Rămâne fracție, da? Deci a făcut o treabă excepțională. Care a fost dichisul, Ștefania? Unde a fost dichisul neghișițul ăsta? Când era 2 ori X plus 3 și trebuia să îl descompunem pe 27, în 12. Dar ziciți 12, ce a fost, care a fost motivul? Ca să iasă 4 în factor comun și să se simplifice 2 ori X plus 3. Deci apare 2X plus 3 și se poate simplifica cu numitorul, da? Aici a fost tot X. Îți dau un singur ghișițul acasă. Da, un singur exercițiu pe care te rog să-mi faci data viitoare. Și anume, e vorba de găsirea mulțimii a celor elemente, a acelei mulțimi B, formată din toți X-ii naturali,
pentru care 12x plus 97 supra 3x plus 5 să fie număr natural. Deci care sunt acei x cu proprietatea că se întâmplă chestia asta, da? Vreau să fii așa încântat să spui, am făcut, am ghicit care a fost șmecheria. Da? Tot secretul este să rupem pe 97 în două numere, care să-ți permită să scoți în factor comun și în paranteză să apare 3x plus 5, ca să se poată simplifica cum s-a întâmplat aici și să apară un număr care o fie la completare, să găsim divizorii. Deci este un ghicit foarte, foarte... Și pe 12x, domn profesor. Poftim? Și pe 12x. Păi și pe 12x, ca să vadă pe cine scoate în factor comun. Frumos, da? Iar frumos. De 12 și 3 aici, da, trebuie să-ți dai seama cine ar completa. Face sinteză? Așa, sinteza orei, repede să o facem. Ce-a făcut azi? Fracții. Și aici, condiție, sau cum, când o fracție devine număr natural. Asta a fost, da, nu? Fracții. Da? Merită prietenii noștri să vadă lecția asta. Fost o lecție extraordinară, superbă. Așa, calm, am luat-o de jos în sus, de etapă, de etapă. Și lucrurile... Dar și tu trebuie să o vezi, nu? Da. Abia aștept să o vezi. Fiind gândată. Cu mama veți sta, veți urmări și veți vedea ce interesantă a fost lecția. Încă o dată. Încă o dată o văzută. Lecția este nemaipomenită. Așadar, vom scrie aici, la sinteza orei, ce anume? Fracții, operații, cam o luați, da? Operații și când o fracție devine număr natural. Când o fracție devine număr natural. Semn de întrebare. Când o fracție devine natural? La revedere, dragilor, și nu uitați de like și share. Sigur că da. La revedere.